Tragedia războiului se resimte și în rândul jurnaliștilor. Cel puțin 20 de jurnaliști și-au pierdut viața în conflictul militar din Ucraina. Unii dintre ei erau străini. Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Ucraina a publicat o listă cu numele lor și a spus că acestea sunt decese confirmate de Procuratura Generală. Soldații lui Putin au oferit încă o dovadă că nu țin cont de oamenii nevinovați. În mai puțin de 50 de zile, 20 de reprezentanți ai presei și-au pierdut viața în acest război. Presa internațională este îndoliată, mai ales că cei care și-au pierdut viața erau uniți de un singur scop, să fie în folosul publicului lor și să-l informeze corect. Un cameraman american a fost ucis în afara Kievului când mașina de serviciu a fost atacată. Tot ce încerca să facă era să-și adune informații pentru materialele sale viitoare. Un alt jurnalist care și-a pierdut viața pe teritoriul Ucrainei a fost regizorul american în vârstă de 51 de ani care a spus poveștile oamenilor din punctele dramatice din întreaga lume. Bărbatul a fost împușcat mortal de forțele ruse aproape de Kiev. De asemenea, și un fotojurnalist ucrainian și-a pierdut viața. Acesta relata evenimentele din prima linie a frontului când a fost asasinat cu două gloanțe în regiunea Kiev.